Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare în dragoste. O nouă etalare din care se va vedea cum mai evoluează relația voastră de cuplu, spre ce se îndreaptă aceasta, ce mai simte persoana voastră, ce mai gândește referitor la voi, referitor la această relație și așa mai departe. Și să vedem prima carte. Aceasta este Regele de Cupe. Este o carte care vorbește despre emoții, despre destăinuirea emoțiilor în această relație. Iată că a venit timpul pentru această destăinuire. Și să știi că nimic nu va mai fi la fel după ce această persoană îți va destăinui adevărul. Pur și simplu te vei simți copleșit, copleșită, vei fi extrem de bucuros, bucuroasă, în al nouălea cer, am putea spune, pentru că, bineînțeles că și până acum simțeai această bogăție de sentimente din partea acestei persoane, dar niciodată n-ai fi crezut că acesta este adevărul adevărat, că da, te iubește, are sentimente alese pentru tine, între voi doi există o relație de iubire pură. Da, această carte, Regele de Cupe, vine cu stabilitate emoțională pentru tine, stabilitate în relație, stabilitate și pe alte planuri, astfel încât amândoi, în momentul în care vă veți întâlni, va fi o splendoare, o bucurie enormă din partea amândorura. Următoarea carte în etalare este Puterea din Arcana Majoră. Această carte vine să vă învăluie cu întreaga energie de care aveți nevoie de acum înainte pentru a promova această iubire, pentru a o duce la apogeu. Pentru a împărtăși sentimente alese cu persoana dorită și mai mult decât atât, pentru a duce această relație mai departe spre o nouă etapă, spre etapa pe care o meritați amândoi, și anume aceea de a fi împreună în sfârșit. Următoarea carte în etalare, iată, este un 3 de cupe. Se pare că este momentul să celebrați, este momentul să sărbătoriți în sfârșit, iată, momentul revederii, moment pentru unii dintre voi al revederii, pentru alții momentul întâlnirii, primei întâlniri, de ce nu, după atâta timp de așteptare, după atâta timp de creionarea acestei relații pe cerul universului, iată că aceasta vine să se manifeste pentru voi și vine într-un moment în care o așteptați, bineînțeles, vă găsește cu inima deschisă și dornici să puneți punctul pe i, să celebrați alături de persoana iubită momentul întâlnirii dintre voi. Următoarea carte în etalare este Luna din Arcana Majoră. Această carte vorbește despre vise împlinite. Normal, această relație a voastră care vine să se manifeste în sfârșit este un vis împlinit pentru amândoi. Ați făcut drum lung până aici. Ați bătut drum lung, nu v-a fost deloc ușor, dar asta nu înseamnă că nu sunteți dornici de acum înainte să trăiți ceea ce poate fi mai frumos între doi oameni.
și anume aceste sentimente deosebite. Da, această carte vorbește și despre anumite secrete, dragilor, pe care unii dintre voi le aveți încă în relație, unul față de celălalt. Se pare că nu v-ați spus chiar toate amănuntele referitor la propria persoană. Este clar că mai aveți multe lucruri de dezvăluit. Bineînțeles că acestea vor fi dezvăluite și în momentul în care va fi cazul, adică se va ivi ocazia respectivă. Până atunci însă se pare că unele secrete vor ieși la lumină. Să sperăm că nu este nimic de care să vă fie teamă, nimic care poate periclita sănătatea relației voastre. Următoarea carte în etalare, iată, Baletul de Bâte. Această carte minunată vorbește despre un nou început în relație, un început deosebit de pasional între două persoane care s-au găsit, se iubesc, își declară iubirea unul altuia, sunt acolo unul pentru celălalt, vin să se completeze unul pe celălalt. Aveți o atracție deosebită unul față de celălalt. Încă din momentul în care v-ați văzut prima oară, este acea atracție între două suflete pereche, între două suflete care se revăd în această viață pentru că au mai trăit odată împreună sau s-au mai cunoscut și cu alte ocazii și în alte vieți, pentru cei care credeți în așa ceva. Și ultima carte în etalare, iată, Valetul de Monede. Este o carte care vine să-ți prezinte o nouă oportunitate în iubire. Nici nu mai era nevoie de prezentare. E clar că această șansă a ta de a ți întâlni sufletul pereche, de a-ți întâlni persoana dragă, vine să se manifeste pentru tine. În sfârșit, iată, norocul îți surâde și lumina este de partea ta. Să lămurim puțin cărțile. Regele de cupe cu zecele de bâte. Da, este momentul să vă bucurați de desfătare în sânul, în cadrul acestei relații, după momente deosebit de grele pe care le-ați avut amândoi, fiecare de partea sa. Ați avut parte de probleme, de dificultăți, de obstacole în calea acestei relații. Dar iată-vă ajuns și aici, iată-vă în momentul întâlnirii când o să uitați de toate aceste probleme. Iată, dragilor, că vine din nou această carte frumoasă a doiului de cupe alături de puterea. Acest doi de cupe care vorbește despre suflete gemene, despre suflete pereche. Este clar că aveți cheia fericirii la dumneavoastră. Nimic nu mai poate sta în calea bucuriei și în calea împlinirii voastre. Sunteți meniți să fiți împreună, este clar. Aveți parte aici pe pământ de această relație magnifică pe care o reprezintă sufletele pereche. Această uniune deosebită între două suflete care se recunosc și vin să completeze ceea ce a mai fost trăit și altă dată. Următoarea carte, Valetul de Cupe alături de Treiul de Cupe. Da, celebrați, bineînțeles, în acest moment, celebrați momentul întâlnirii, iar persoana voastră, dragilor, vine cu o nouă ofertă către voi. Este o nouă ofertă în iubire, care nu mai are nevoie de nicio prezentare, pentru că vine să
aducă în relație ceea ce lipsea, adică acel element de noutate și bucurie care era nevoie până acum. Următoarea carte în etalare, iată acest 4 de spade cu luna. Se pare că fie dumneavoastră, fie persoana voastră ați aflat niște secrete sau a aflat niște secrete, unul în legătură cu celălalt. Și în urma acestor secrete, cine știe de unde le-ați aflat, unul dintre voi a avut de suferit, a stat la pat, a zăcut, a fost într-o perioadă de vindecare, dacă nu fizică, atunci spirituală. Valetul de bâte cu marea preoteasă, da, vorbim aici despre multă pasiune, despre multă iubire care se vrea împărtășită și despre multe, multă relație cu propriul interior, cu propriul sine, astfel încât orice decizie care se va lua de acum înainte să fie luată dintr-un plan al intuiției, astfel încât orice lucru care va fi făcut de acum înainte, mai ales în relație, să fie făcut din acest plan al cunoscutului, al lucrurilor știute deja. Și nu în ultimul rând, valetul de monede cu acest 6 de pentagrame. Da, este clar că va fi o nouă oportunitate, o nouă oportunitate în care dumneavoastră vreți să vă situați în această poziție de valet și nu mai refuzați, adică rolul de cerșetor pe care probabil unii dintre voi l-ați avut până acum. Adică ați dăruit mai mult decât ați primit. Nu, iată că a sosit momentul în care să primiți și dumneavoastră, cel puțin pe picior de egalitate, pe cât oferiți. Și să vedem mai departe oracolul îndrăgostiților, ce vă rezervă. Iată, s-a întors o carte. Look inside yourself. Privește în lăuntrul tău. Examinează ceea ce îți cauzează să te simți în felul în care te simți. Prin urmare, fiți atenți foarte mult la cauzele modului în care vă simțiți, pentru că aceste cauze sunt foarte importante și depinde numai de noi modul în care reușim să le gestionăm, aceste cauze. Bun, mulțumesc pentru vizionare, dragii mei. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!